Puțin după orele prânzului, în piața Mihai Viteazul din Craiova, foarte puțini oameni îndrăznesc să circule, iată, pe soarele acesta torit, pe căldura din aceste zile. Craiova era pustie astăzi la orele prânzului. Oamenii au preferat să stea în case sau în locuri mai răcoroase. Cei care au ieșit la plimbare spun că sunt obișnuiți cu căldura și știu cum să facă față. E foarte cald. Cum faceți față la căldura? Păi, consumăm lichide multe, nu prea reci, că eu nu consum lichide prea reci pentru că am operație la nivelul piramidei nazale și... Da, totuși ați ieșit la ora asta din casă. Am fost la biserică, la catedrală, la Sfântul Dumitru. Care e soluția noastră? Apă. Apă? Apă multă? Da, apă foarte multă. Cum a fost vara asta pentru dumneavoastră? Extraordinar de caldă. Ca niciodată, da. Cred. Ca niciodată. Nu vă sperie temperaturile ridicate? Ba mă sperie, dar ce să fac? N-am ce să fac. Cum faceți față? Cu înghețată, cu apă? Cu înghețată, cu apă, păi da, mai încet, așa cu alcoolul. Da, pe la umbră, asta e, necesitățile care sunt. Sincer, e o vreme și frumoasă de ieșit afară și în plus de asta n-ai ce să faci în casă. E prea frumos ca să stai în casă. Dar în zilele alea caniculare ce faci? Beau multă apă și mă hidratez cât trebuie. Cum faci în față la căldurile astea, în afară de asta la umbră? Păi nu prea poți să faci față decât să te duci la munte. E singura soluție. Sau să te duci la mare și să te bagi în apă. E ok pentru noi, locuim la casă și e în regulă, nu avem probleme de sănătate care să ne pună în pericol sau să nu putem să facem față. Dar să mergeți la ora asta, iată, prin centru pe aici, că e puțină lume, vedeți? Da, sunt bine, n-am întâmpinat probleme. E minunat, e vară, e normal să fie cald. Ne-am săturat de frig, deci acum profităm un pic de căldură, ultimele zile de vară o să fie foarte frumoase și mai durează mult și vine și frigul. Nopțile se anunță tropicale cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius. Medicii recomandă hidratarea cu apă și evitarea deplasărilor la orele prânzului.